În weekend a fost lansată campania Urgența este pentru urgențe. Proiectul își propune să contribuie la educarea populației din România cu privire la utilizarea rațională și responsabilă a serviciilor medicale de urgență. Aștept de o oră, dar le-am spus că tușesc de o lună. Cum pacientul prinde a doua linie, să facem un EKG rapid, avem un infarct miocardic acut și o cardiogen. Avem a doua linie prinsă. Urgent, ne pregătim de intubat. Aici e coada pentru consulturi. Serviciul 112 a preluat anul trecut aproape 13 milioane de apeluri, conform datelor oficiale. Însă mai mult de jumătate dintre acestea nu reprezentau urgențe de competență serviciului, ci solicitări de informații diverse, apeluri efectuate din greșeală, farse și apeluri injurioase. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a precizat că aproximativ 5 milioane de cazuri medicale ajung pe an la unitățile de primiri urgențe. Ambulanțele pe an ajung la 2 milioane de cazuri din cele 5 milioane, restul vin cu mașini particulare pe picioarele lor, dar asta nu înseamnă că nu sunt urgențe, a declarat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat.